M-a spus în încurcătură cu CV-ul noastră, pentru că din eu nu mă pricep la afaceri, așa că o să, când o să vă pun o întrebare care noastră vi se pare de om care nu se pricepe, o să vă supărați. Haideți să facem potrivit protocolului, că e un interviu de personalitate, așa, o prezentare pe scurt, Ovidiu Tender. Ați născut pe 11 iulie 1957, aveți 67 de ani, mulți înainte, sunteți mai tânăr ca mine. Ați absolvent al facultății de mine din Petroșani, decembrie 89, iau după Wikipedia. Era șef de unitate la un hotel din localitatea Timișeană. O să vă întreb cum ajunge un absolvent de mine la un hotel. Despre... Era și că ați fost căsătorit cu Dana Șerban, nemai fiind căsătorit cu dumneavoastră, nu o să o consemnez. A doua soție, Nicole Tender, să știți că e mai interesantă decât dumneavoastră soția, dacă n-ați divorțat. Nu. A terminat Academia de Poliție, Facultatea de Drept, apoi a terminat specializarea criminalistică, apoi Academia de Studii Economice și a terminat și Universitatea Națională de Apărare Carol I, specializarea științe militare și așa cum v-a spus unii de emisiune, scrie și versuri. Mă rog, o să discutăm. Trei copii, Andrei Victor Tender, David Arie Tender, Ovidiu Toader Tender. Mi-a sărit în ochi ce este David Arie Tender. Arie a fost numele socrului meu. Era evreu, Braun Arie. Acolo venea, da. Arie în ebraică înseamnă leu. Spuneți, am făcut pe scurt din... Ați, în 2015 ați fost, ați... Da, în 2015 am fost condamnat de către Curtea de Apel București. La cât? La 15 ani? Nu, la 25 de ani și 2 luni, dar mi-a redus la jumătate din cauza denunțului pe care l-am făcut în cazul Alina Am Bica. Scris la vremea respectivă. Da. Spuneți-mi, întrebarea pe care normal vă pun este, mai aveți afacere de dinainte sau nu le aveți? Deci afacerii de nou au fost niciodată ale mele, au fost ale familiei. Am înțeles, dar spuneți-mi așa, adică, adică discut acum, cu un om sărac? Acum, nu, pentru că am un salariu bun. Un salariu, nu știu. Și familia este o familie... Am înțeles, familie. Destul, da. Ziceți. Familie. Am înțeles că v-au luat ceva, v-au scos la vânzare niște avioane. Nu, aici mi-au făcut un mare serviciu, dar un serviciu care cred că e în dezavantajul ANAF-ului. Întrucât în 2015, în toamnă, după ce am fost condamnat, s-au grăbit ca să pună sechestru pe 8 aeronave McDonnell Douglas de 165 de locuri, care erau la Romaero pentru programul de mentenanță. Au pus sechestru pe ele. La Romaero, pe vremea aceea, era un fost director de-al meu de la Vulcan, care nu avea sentimente foarte bune pentru mine și pentru firmele din grupul nostru, întrucât era un fost director care a plecat că a trebuit să plece și a inițiat o acțiune judecătorească pentru lipsa de folosință a spațiului pe care au câștigat-o și au obligat firma proprietară a avioanelor ca să plătească niște daune, niște sume importante. Le-au vândut? Nu, de asta vreau ca să vă spun. Noi nu puteam să le luăm de acolo, nu puteam să le mișcăm, că erau sub sechestru. Înțelegeți? Și atunci consider că este normal ca ANAF-ul să plătească banii pentru 7 ani și jumătate care le-au ținut acolo. Le-au vândut? În acest timp s-au degradat, acolo avioanele nu le-am adus cu mașina, le-am adus în zbor, erau funcționale. Când le-au vândut, vă imaginați în ce hal le-au adus, dacă le-au vândut la un preț începând de la 4.000 de lei aeronava. Pe cine a cumpărat aeronava? Nu știu, că nu m-a interesat, dar mie mi-a făcut un serviciu că am scăpat de el. Da, erau acolo. Înțelegeți că e foarte greu ca să scap de un avion. Da. Am citit că, zic, voi spune familia noastră, aveți terenul de la Vulcan? Nu, terenul de la Vulcan îl are o societate unde este acționar soția mea. Cu cât la sută, principal? 12.000, cu cât s-au luat. Nu, cu cât e la sută? 60%. Deci are, da? Bun, întrebare, când vreau să sunteți un mare om de afaceri, ați cumpărat în 2002, de ce n-ați? De ce vindeți terenul și de ce n-ați făcut fabrica? Uite. Nu, deci... Povesteți-mi istoria. Da. Acest. Pentru mine a fost, ca pentru toți românii din vremea respectivă, perioada când Convenția Democrată a fost la guvernare, a fost o perioadă în care s-a trecut la o privatizare masivă,
când toți cei care aveau relații își luau hoteluri, restaurante, spații comerciale și eu, care venisem proaspăt din Timișoara și nu aveam nicio relație, luam ce mai rămânea. Fabrici, uzine, firme da. Care nu erau interesante pentru nimeni la vremea respectivă. Și cumpăram tot ce se putea cumpăra, inclusiv Vulcanul. Nu puteam să managerez toate aceste activități. Și de când ziceam în decembrie 2004, aveam 22.000 de angajați și vreo 70 de firme. Mai cum să nu? Păi a funcționat până m-au arestat. După ce m-au arestat, a intrat în falimentă. Eu credeam că l-ați cumpărat ca să o vindeți. Nu, dar nu mai interesa. Ce să-l vând în BC? Nu valora nimic acolo, pe lângă IMGB. Și ce producea după 89? Deci m-am stăduit ca să-i mențin obiectul de activitate, unități de pompare și echipamente pentru boilere, pentru termocentrale. Am căutat ca să-i mențin mai mult decât atât. Am adus un management austriac, am luat un director de la Siemens din Viena, care a făcut o echipă de 12 ingineri austrieci pe care i-am adus ca să managerieze Vulcanul. În condițiile în care statul român, parcă intenționat, a dus o politică de dezindustrializare a țării, gândiți-vă la o treabă foarte simplă, unitățile de pompare ale Vulcanului au fost create, sunt proprietatea intelectuală a Vulcanului, în 1956, sunt cele mai fiabile din lume, am întâlnit și în Azerbaijan și în Cuba pompe funcționând încă din anii 60. La Ploiești, pe vremea domnului prim-ministru Boc, a venit o companie americană, Lafkin, care produce produse similare, tot unități de pompare pentru extracția petrolului, cu durată de viață mult mai mică decât pompele Vulcan, dar care a fost sprijinit de către guvernul Boc cu o finanțare nerambursabilă de 29 de milioane de euro. În timp ce pe noi, adică de fiecare dată când eram într-o dificultate și aveam datorii și nu puteam să plătim, nu știau cum să ne execute. Și de fapt ne-au și executat pe parcurs. Domnul Tender a fost, mă adresez și gânditorile, că da. M-am văzut că vă pricepeți și puteți să și meditați asupra existenței. Spuneți în post-decembrist, spuneați apropo de Vulcan, ce s-a întâmplat, adică din punct de vedere istoric, de, hai să luăm, cât din industria făcută, lăsată de Ceaușescu, era fier vechi, cum spunea Roman? Deloc. Deloc, pentru că industria care a fost creată pe vremea comunismului, nu se adesea piețelor din vestul Europei. Aveau piețele din Orientul Apropiat, America de Sud, din Africa, care înghițeau, gândiți-vă la o treabă, în 1983, numai tractorul Brașov a produs 35.000 de tractoare pentru Iran. Deci, normal că nu se vindeau în Germania, nu se vindeau, dar tocmai faptul că, datorită dezvoltării tehnologiei, a crescut productivitatea, consumul a rămas același, cei din vest aveau nevoie de noi piețe de desfacere și ne-au ajutat în revoluția pe care am făcut-o noi și celălalt comuniști din celelalte țări foste comuniste, ca să schimbăm sistemul. Și bineînțeles, nu s-a schimbat de dragul de a schimba sistemul și nu s-a schimbat nici pe binele oamenilor, s-a schimbat pentru ca ei să aibă posibilitatea să-și vândă produsele, să creeze noi piețe de desfacere. Corect. Trebuia distrusă o concurență locală, s-a făcut cu concursul, conștient sau inconștient, nu știu, al factorilor politici locali, care au condus lucrurile de asemenea manieră, pentru că nimeni nu este nebun să cumpere o fabrică ca să o închidă. Adică sunt situații, sau au fost situații, care, bun, terenul era poate avea, sau lângă un obor și poate era interesantă. Dar majoritatea unităților industriale erau în cartiere, la marginea orașelor. Au închis pentru că n-au avut încotro. Și au câștigat noi piețe. Dacă vă amintiți, la începutul anilor 90, cum ne-au bombardat cu tot felul de whisky-uri franțuzești, blugi turcești, era piața plină cu de toate. S-a saturat și piața asta până prin 2004. După aceea am început o perioadă în care consumul a fost un consum fictiv, practic, bazat pe niște credite fără acoperire. În 2008 a explodat și această soluție care au găsit-o pentru moment și de atunci, după părerea mea, suntem și ne menținem în continuare într-o criză de supraproducție. Se consumă mai mult decât, se produce mai mult decât poate fi consumat. La noi, în România? Nu în România, pe mondial. Da. Spuneți-mi, acum
cei care au administrat această, cum să spun, lichidare a industriei românești, vreau să spuneți-mi, erau conștienți că o fac, erau compliți sau erau proști? Eu sper că erau proști, pentru că o complicitate la o asemenea decizie sau la o asemenea acțiune este mai mult decât o trădare de țară, este ceva incalificabil. Eu sper că erau doar proști. Dacă raportăm la moștenirea lăsată, cât a mai rămas din moștenirea aia azi? Industrie? Nu, au rămas cele 8 milioane de unități de locuit pe care le-a... Singur lucru, da. Restul, că nu mai există industrie. Apropo de industria românească și de vremurile alea, m-am întâlnit cu primul ministru al Guineei Conakry, acum câțiva ani, în Guineea Conakry, și mi-a spus că în 1976 era tractorist pe un tractor făcut de Aro Brașov. Da. Așa, și mă întreba, mai faceți că avem nevoie în continuare. Adică, pentru ei știu că s-au făcut la vremea respectivă în cadrul schimburilor comerciale, că noi luăm de la ei resursele, materiile prime și le dădeam produse finite. Astea erau schimburile care se făceau. S-au pregătit pe vremea aia rezerva de cadre a lor, care au fost pregătiți în România, în universitățile românești. Toți au ajuns cei de generația noastră, care astăzi mulți dintre ei sunt miniștri, ambasadori, prim-miniștri chiar, așa, și care nimeni nu-i folosește, nu-i utilizează la ceva. Deci nu este o politică de stat? Nu. Avem niște oameni peste tot și în Sirie, nu? Peste tot am întâlnit deci... oameni și toți își doresc, pentru ei, gândiți-vă la o treabă, au fost cei mai frumoși ani ai vieții lor. Una vârsta, una condițiile, pentru că ei costă de dolari, știți foarte bine, studenții, ce însemna pentru ei. Așa, și... a fost conjunctura la vremea respectivă extrem de favorabilă pentru ei. Am întâlnit în Capul Verde arhitect care și-a botezat firma Cluba. De la, la un moment dat erau 16 ambasadori la Națiunile Unite care terminase facultatea în România. Fantastic, da. Dar, din păcate, pe nimeni n-a interesat.